Nu se mai dau nici vouchere de vacanță anul acesta. Am înțeles că pot fi folosite cele de anul trecut, de acum 2 ani. Dar nu ar fi fost, nu știu, un ajutor pentru industria Horeca, aceste vouchere de vacanță? Dacă ar fi fost date și anul acesta, folosite poate în România, n-ar fi fost un plus pentru cei din industria Horeca, care oricum au fost afectați de această criză? Da, foarte grav afectați, lucrul ăsta l-am mai spus, de altfel guvernarea trecută am gândit și acea schemă pentru susținerea sectorului Horeca cu compensarea celor 20% pierdere pe cifra de afaceri. Ea trebuie bugetată, eu sper că până la finalul anului va fi bugetată integral, deocamdată e parțial bugetată. Sigur, ar fi fost un sprijin în plus din analiza pe care guvernul a făcut-o. Am înțeles că sunt 2,4 miliarde de lei în vouchere neutilizate și așteptarea noastră e ca românii care au aceste vouchere să le folosească. Și e un ajutor important, 2,4 miliarde de lei, plus efectul indirect al cheltuielilor pe care cei care utilizează voucherele le fac atunci când merg în vacanță.